După atacurile virtuale asupra serverelor Sony PlayStation, când rețeaua nu a putut fi refăcută pentru mai mult de o lună și asupra bazei de date a instituției Bank of America, grupul de hacker Anonymous dorește să dea o nouă lovitură în cadrul operațiunii Facebook, fiind cunoscută adversitatea membrilor față de fenomenul corporatist global. Chiar dacă acțiunea a fost anunțată de câteva săptămâni pe forumurile de profil, utilizatorii celei mai importante rețele de socializare online se tem că reprezentanții Facebook nu vor putea opri atacurile organizate. Chiar și în aceste condiții specialiștii spun că site-ul nu poate fi nefuncțional decât pentru câteva ore în cazul în care atacurile își vor atinge ținta. Utilizatorii Facebook vor fi astfel nevoiți să încerce astăzi socializarea și fără ajutorul internetului.